vizită pe canalul meu de YouTube la sezonul 5 din podcast pe Alejandra, episod filmat la balconul Resto Garden, o locație superbă de pe Calea Victoriei și de asemenea episod realizat în parteneriat cu Arsma. În ediția de astăzi am o invitată specială, o am alături de mine pe Victoria Baltag. Bună, Victoria! În primul rând vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat prezența la mine în emisiune. Victoria, tu ești un regizor de film extraordinar, care a muncit foarte mult și care și-a dat interesul până acum să realizeze o producție care, din punctul meu de vedere, mi s-ar părea ca fiind una chiar imposibilă. Mi s-ar fi părut fiind foarte imposibilă pentru că mi s-a părut genială ceea ce ai făcut tu. Tu ești primul regizor independent, la început de drum, care realizează filme de conținut și totodată ești și primul regizor care a realizat un lungmetraj pentru fenomenul reeducării de la Pitești. O fenomen care a avut loc în perioada 1949-1952. Și este de asemenea și ultimul film al mult regretatului actor Ion Caramitru. Până în prezent, până în momentul de față, ai produs peste 20 de scurtmetraje care au fost inspirate fie din piese de teatru englezești, fie din documentare, unele dintre ele chiar fiind și premiate. Vreau să te întreb, Victoria, ce înseamnă să fii un regizor de succes? Da, întrebarea este foarte bună, însă cred că ar trebui să îi întrebăm pe regizorii care în acest moment înregistrează un succes la nivel macro. Eu sunt pe drumul spre, muncesc foarte mult pentru a atinge succesul. În acest moment dau tot ce e mai bun pentru a face lucruri de calitate și cred că succesul se măsoară în calitate. Și cred că ți-am răspuns. Da, am răspuns, mulțumesc tare mult. Calitatea spune cuvântul și din punctul meu de vedere și antrenamentul, dorința de a învăța și de a te documenta, cred că asta este cel mai important, să urmărești în continuu, să urmărești pe alți oameni. Asta mi se pare inedit. Mergem mai departe. Vreau să vorbim puțin despre prenumele tău. Pentru că știm că prenumele tău, Victoria, aș putea spune că este unul predestinat. Pentru că prevestește Victoria în urma luptei pe care ai avut-o în a duce la bun sfârșit filmul Experimentul Pitești. Pentru că știu că te-ai luptat mai bine de 10 ani. Știu că în 2011 ai început acest proiect. 11 se fac deja. Ai muncit pentru acest proiect, pentru a duce la bun sfârșit filmul Experimentul Pitești. Și de asemenea vreau să vorbim și despre numele de familie Baltag, care ne amintește și de romanul Baltagu, de Mihai Sadoveanu, prin care noi te identificăm cu protagonista, cu Vitoria Lipan, cea care era la fel de luptătoare și curajoasă precum ești tu. Păi, istoria așa în mare este o enigmă și pentru mine. Pe tatăl meu îl cheamă Silvestru Baltag și datina românească spune că fetițele vor purta numele tatălui. Și ar fi trebuit să mă numesc Silvia. Silvia. Și atunci tatăl meu, având o soră care murise cu câțiva ani înainte, pe care o numea Victoria, a spus nu, fetița noastră se va numi Victoria. Și a rămas bătut în cuie, așa cum a spus tata. Acum, legătura cu Baltag, din câte am înțeles de la tatăl meu, care este moldovean, deci este migrat de peste Prut. Tatăl este moldovean. Da. El ne-a spus că în momentul în care au venit spre România, s-au modificat certificatele de naștere și noi am fi fost Baltaga, nu Baltag. Da. Și este doar o coincidență că există romanul Baltagul, cu care noi nu avem o legătură de rudenie și că protagonista și personajul principal este Vitoria Lipan, într-un fel cea care dă cu Baltagul și în stânga și în dreapta pentru a face justiție. Și eu am un spirit justițiar și probabil că, așa cum toată lumea spune și tu spui că este predestinat, îmi doresc din tot sufletul ca această predestinare să aducă pozitivitate, proactivitate și să facem lucruri mai bune pentru lumea aceasta. Cu siguranță va aduce și cu siguranță vei reuși să faci cât mai multe lucruri bune, pentru că deja până în momentul de față chiar ai făcut minune, aș putea spune, tot mulțumesc. Ceea ce ai făcut tu, munca pe care ai parcurs-o, mi se pare inedit. Acum vreau să intru puțin să vorbim despre copilăria ta. Știu că ai declarat la un moment dat că ai avut o copilărie nefericită. Te-ai născut în Botoșani, însă ai copilărit în Ploiești, la o mătușă care nu avea copii și care te-a luat pe tine. Te-a luat pe tine în grijă, cum s-ar spune. Așa. Și știu că ai mai declarat că aveai haine noi odată la 4 ani.
Și acum vreau să te întreb, neajunsurile financiare sunt cele care ți-au făcut copilăria mai tristă? Cred că atunci când ești copil, vezi mai greu neajunsurile financiare. Cred că cele pe care le-am văzut eu au fost neajunsurile de ordin spiritual, sentimental, de iubire, de apartenență, de protecție. Cred că asta mi-a lipsit cel mai mult, asta pentru că provin dintr-o familie de cadre didactice, tatăl meu este profesor de matematică și mama învățătoare și toată viața am trăit într-o familie autoritară. Iar eu eram un copil extraordinar de sensibil și așteptam empatie și înțelegere din partea lor. E și o diferență foarte mare de vârstă. Când m-am născut eu, părinții mei aveau peste 36 de ani, tata aproape 50. Așadar, cred că asta mi-a lipsit cel mai mult, pentru că copilaș fiind, îmi amintesc că plângeam după o păpușă sau după ceva și mi se explica că nu avem bani, deși existau. Două salarii de cadre didactice își permiteau să plătească păpușă. Dar în mintea mea de copil, când mi se explica că nu avem bani, eu înțelegeam. Ce nu înțelegeam însă era lipsa aceea de îmbrățișare, cuvintele acelea pe care un copil așteaptă, că e foarte bine, că suntem mândri de tine. Asta cred că a fost perioada aceea de suferință mai mare decât neajunsurile financiare. Am înțeles. Deci aceea a fost situația în momentul respectiv. Mergem acum mai departe. Tot despre copilărie o să vorbim. Știu că atunci când erai mică, când erai copil, visul tău era acela de a deveni chirurg. Însă, în timpul liceului, ai renunțat la această decizie, deoarece, cum spuneai, cheltuielile erau prea mari și două salarii de cadre didactice nu erau suficiente. Așa ți s-a spus atunci. Dacă ar fi acum în prezent să dai timpul înapoi și să te întorci în perioada copilăriei, ai mai dori să ți construiești o carieră în medicină? Da. Da, cu siguranță. Și chiar mă gândeam. Eu cred că trebuie să învățăm pe tot parcursul vieții. Da, așa și este. Lifelong learning, așa cum spune motoul Comisiei Europene, este un mesaj pe care cu toții trebuie să-l îmbrățișăm. Și da, de ce nu? Eu am prieteni care la pragul pensionării s-au apucat de o a doua, a treia facultate. Am prieteni care acum fac pictură și au lucrat în domeniu cu totul diferit. Au lucrat în poliție sau în domeniu militar. De ce să nu mă apuc și eu de medicină, pentru că tot timpul mi-am dorit acest lucru? Poate în vreo 10 ani, după ce termin tot periplul acesta de liniștirea sufletelor, prin creație, că asta fac eu acum într-un fel. Dau liniște și pace oamenilor prin arta pe care o produc. Exact, și asta mie mi se pare inedit și oricum în momentul de față aș putea spune că ai și foarte multe studii în domeniu, deci asta mie mi se pare inedit, în domenii cu totul și cu totul diferite, aș putea spune, și pentru asta vreau să te felicit. Mulțumesc! Ulterior, viața te-a dus la Iași, la Colegiul Național Costache Negruzii, pe care l-ai terminat. De mică erai o elevă competitivă, care credea în educație, cum crezi și acum, și care căuta validare în acest sens. Da. Care este povestea care te-a adus elevă la Iași? Pentru că știm că tu te-ai născut în altă zonă a României și ai ajuns aici. Când terminasem școala generală, școala primară, trebuie să spun că m-a învățat mama și după aceea l-am avut și pe tata, sunt două cadre didactice severe și au fost probabil un pic mai severe cu mine față de alți copii, pentru că altfel părinții copiilor ar fi spus că îmi face mie îmi dă vreun avantaj sau cine știe ce. Eu am înțeles abia acum la maturitate de ce erau ei atât de severi și în momentul în care am terminat școala generală, mi-am dorit să merg la unul dintre cele mai bune licee din Iași. Și la vremea respectivă, Colegiul Costache Negruții era unul dintre cele mai bune licee din municipiul la vremea respectivă și atunci firește că am aplicat acolo. Țin minte că am fost prima generație când se aplica cu dosarul și aveai voie doar la un singur liceu. Știi că acum probabil tu ai mers pe varianta de dosare. Da, de a avea mai multe opțiuni. Dacă nu intri undeva, intri în altă parte. Ei, da, așa e acum. Să știi că pe vremea mea, deci am fost singura generație unde nu mai aveai alte opțiuni. Deci dacă te înscriai la liceul respectiv și nu intrai, stăteai un an acasă.
Și gândește-te cu ce stres au stat părinții mei, pentru că era un liceu și este un liceu foarte bun și eu am mers numai acolo, n-am mai pus nicio altă variantă, dar am intrat și am și terminat și sunt mândră că sunt alumni de Colegiul Costache Negruții, un liceu extraordinar de altfel. Exact, un liceu care aș putea spune că a fost și el mândru că a avut o asemenea elevă. Sperind tot sufletul. Eu sunt mândră. De asemenea, ai avut ocazia de a învăța, locui și călători în diferite colțuri ale țării, bine, și ale lumii, aș putea spune. Dar acum vreau să te întreb, unde se învață cel mai bine în România? Da, știi, mă întrebi și eu o să-ți răspund din cunoștințele pe care le-am deja. Exact, din lucrurile pe care tu le-ai experimentat. Am învățat în zonă rurală, am învățat în Iași, am învățat în București, am învățat peste hotare în Birmingham, în Belfast, încă învăț că termin doctoratul acolo. Felicitări! Mulțumesc, la Londra. Ei, analizând toate aceste instituții de învățământ, o să-ți spun cu mâna pe inimă că cea mai înaltă modalitate de a-i face pe elevi să acumuleze informații a fost la Iași. La Iași, acolo, în cadrul liceului. Da, acolo mi-am făcut baza. Acolo mi-am făcut baza și mi-amintesc că petreceam nopțile citind din biblioteca liceului Cosache Negruții și mergeam în perioada respectivă foarte mult la activități extracurriculare și încurajez pe orice tânăr. Termini școala la 2 sau la 3, că cam așa se termină. Ei, după 2, după 3, eu mergeam la Palatul Copiilor și făceam cursuri de pian, cursuri de fitoterapie, cursuri de japoneză, cursuri de spaniolă, de engleză. M-am implicat cât de mult am putut. Făceam cursuri de jurnalism. Uite că și tu ești jurnalist. În perioada respectivă a venit un domn de la ziarul Evenimentul de Iași și ne-a selectat pe câțiva să scrim la rubrica Forever Young, rubrica pentru tineret. Și scriam încă din primii ani de liceu. Deci m-am implicat în toți anii ăștia și așa mi-am acumulat practic mult din informația pe care o știu deja. Anii aceia de liceu și școala gimnazială, gimnazială și primară au fost foarte importante pentru mine. Foarte importante. La facultate însă, că am făcut mai multe, mă perindam de la un curs la altul și n-am apucat să aprofundez atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Am aprofundat pe urmă, după ce le-am terminat. Așa este, dar cel mai bine se învață când ești mic, în liceu, pentru că atunci ai mai mult timp să acumulezi informație. Parcă în facultate ai tot felul de activități. Și mai și lucrezi. Exact, mai și lucrezi, ai un job, probabil. Așa. Și e altfel. Dar în liceu știm că atunci, în perioada în care ești elev, ai mai mult timp ca să înveți. Și de aceea foarte multă lume pune accent pe educația de la vârste foarte fragede. Și atunci și mintea noastră este mai sprinternă și suntem pregătiți, acumulăm. Acum, după 10 ani de școală, când vrei să mai faci câte ceva, parcă ți-e greu, parcă trebuie să ieși din zona de confort. Dar atunci, pe proaspăt, când deja am acumulat niște informații, e foarte ușor să mai punem ceva deasupra. Așa este. Victoria, tu ai terminat în anul 2008, ai absolvit două facultăți din cadrul Universității din București, ambele. Da. Ai terminat facultatea de sociologie și facultatea de jurnalism și științele comunicării. Și totodată ai absolvit și un master în marketing și management internațional în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Da. Și în tot acest timp te-ai specializat în realizarea de documentare și reportaje social-antropologice. Iar în anul 2011 ai încheiat studiile în regie și producție film și TV la Universitatea din Birmingham în UK. Unde de asemenea nu ai terminat-o oarecum, ai terminat-o cu distinția de merit. Distinție pe care ai avut-o în urma absolvirii și pentru asta vreau să te felicit, mi se pare ceva inedit. Iar în prezent nu ai terminat studiile, ești în continuare. Niciodată nu o să le termin. Asta mi se pare genial și chiar admir ambiția pe care o ai și dorința de a învăța. Pentru că foarte multă lume fac o facultate, abia aștept să termin. Foarte multă lume spune asta. Dar așa le îmbogățim, ne înțelepțim prin educație. Educația este foarte importantă. În prezent, cum spuneam, ești doctorandă în Anglia, în urma unei burse Erasmus, dacă nu mă înșel, și ai ales ca temă de cercetare viața
De cineast. De cineast, a unui român. Da, un regizor român, se numește Benjamin Fondan, Benjamin Fundoianu. Fundoianu este din zona Iașului, unde era un sat care se numea Fundeni. Și atunci el și-a luat numele de acolo, Benjamin Fundoianu, că e de la Fundeni. El este cunoscut în momentul actual ca filozof, ca poet, ca scriitor, iar partea aceasta legată de cinematografie a fost mai puțin pusă în valoare. Și atunci eu studiez viața lui de cineast, teoriile legate de sunet și imagine în viziunea lui Benjamin Fondan. El a lucrat pentru Paramount Pictures la Paris, are o stradă, se numește strada Benjamin Fondan, există are și numele. O casă unde a locuit. Din păcate, în România nu există aceste modalități de promovare a valorilor românești și atunci m-am gândit că este datoria mea de român să promovez o valoare cineastă românească care se numește Benjamin Fondan. Și chiar vreau să te felicit că ai ales să faci asta pentru un român. Exact. Păi trebuie. Dacă nu noi, cine ne promovează? Da, dacă noi nu ținem cu țara noastră și nu ne susținem pe noi românii, cine mai face asta? Așa este. Mergem acum mai departe cu întrebarea. Tu ai studiat în multe domenii, adică tu ești și jurnalistă, în mass media, în economie, marketing, management, film, sociologie și putem vorbi chiar și de pic. Sau pictura ai învățat-o artă, pentru că mi-a adus un tablou totuși totul inedit, care mi se pare genial, pictat manual de către tine. Îmi place să mă joc cu creativitatea. Se vede. Mi-ar fi plăcut foarte mult să învăț un pic mai multă știință, un pic mai multă matematică. Abia acum, la vârsta maturității, eu am 37 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Văd că științele acestea exacte au un rol foarte important în dezvoltarea creierului nostru. Adică nu neapărat înveți matematică ca să ieși matematician. Ca să gândești. Asta este. Ca să ți se învârtă acele roticele în acel motor care se numește creierul uman. Și este bine să învățăm un pic mai multă știință pentru că ne ajută să găsim soluții. Știi că fiecare problemă are cel puțin 200 de soluții. Dacă rămânem cu viziunea pe care noi o avem, o să găsim mult mai ușor soluții. Uite, vezi ce ușor ai găsit soluții să înlocuiești spațiul și să facem acest podcast în acest loc minunat? Da. Pentru că ai găsit soluții, da? Și atunci mi-ar fi plăcut să învăț un pic mai mult partea abstractă ca să pot să găsesc soluții mai ușor în ceea ce îmi doresc să fac acum. Pe de cealaltă parte sunt un om creativ, într-adevăr, pictez, sculptez, fac ceramică, fac film, mă joc cu tot ce înseamnă artă. Pentru că, într-un fel, mi s-a inoculat din copilărie. Eu abia acum am dat seama, deși tata era matematician, este matematician, uite că ăsta e un carnețel. Mama tot timpul îmi spunea să ții jurnal și să scrii. Și ziceam, dar ce să scriu? Ei, ce ai făcut tu azi? Și mi-am dat seama că dacă e de scris, trebuie să scriu ceva important. Am început să scriu poezii, am participat la niște concursuri, am luat niște premii și tot așa. Și asta mi se pare inedit. Mulțumesc. Mi-a plăcut domeniul artistic, însă este un domeniu greu. Foarte greu. Și competitiv. Și trebuie să muncești extraordinar. Ca să te menții. Da. Și pentru ca să ai și un venit stabil. Cred că și asta e foarte important. Pentru că noi și echipa mea suntem peste 800 de oameni care am lucrat, încă nu am apucat să fim plătiți. Este un proiect care a venit din suflet, pentru suflete, și a mers dincolo de orice inconveniență financiară și ne-a ieșit, pentru că anul acesta îl vom lansa și te vom chema și pe tine. Mulțumesc tare mult, chiar abia aștept. Tu în anul 2011 ai pornit ideea de a realiza acest film în urma participării tale la o școală de vară. Deci nu studiile te-au ajutat, nu facultatea, ci participarea ta la o școală de vară. Da. Și vreau să te întreb cât de mult ți-a schimbat viața această experiență. Păi, adică dacă tu nu ai fi participat la această școală de vară, ai mai fi avut motivația de a realiza filmul Experimentul Pitești? Foarte bună întrebarea, foarte bună. Uite, acum să revin la comentariul tău dinainte. Și școala de vară este tot o școală. Da. Se numea de fapt Universitatea de Vară, organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, ICCMR-ul de astăzi.
Ei făceau universitatea de vară la nivel internațional, chemau copii tineri, studenți din întreaga lume, care doreau să afle mai mult despre crimele comunismului în România. Așa am aplicat eu acolo și am învățat. Da? Eram pe o perioadă de 7 zile de studiu. Acolo am luat contact cu primii deținuți politici care chiar au trecut prin ororile comunismului. Și pentru mine a fost șocant, pentru că trecusem prin școală, după cum bine ai spus mai înainte, și nu știam nimic. Deci în cărțile de istorie, nimic, în facultate absolut nimic. Și fiind că studiam regie de film, am întrebat în domeniul meu pe alți regizori dacă vor să facă acest subiect, pentru că nu îl făcuse nimeni. Și toată lumea a spus că este un subiect foarte bun, dar să-l facă alții. Și atunci am împărtășit, da, și am spus o să-l fac eu. Colegii mi-au râs, erau s-a râs în față. Da, colegii erau de prin toate locurile lumii, inclusiv sud-estul Europei, erau din Bulgaria, din Polonia, din peste Cehia, Albania și așa mai departe. Și pentru că mi s-a râs, eu așa, că și eu micuță ca și tine, m-am dus frumușel la ICCM, am spus că vreau să fac chestia asta oficial, am făcut o cerere și i-am rugat să mă ajute cu informații. Și de acolo mi-am făcut eu documentarea cei 4 ani de zile despre care tu știi deja, însă documentarea a mers și mai departe. Eu am luat legătura cu presa, noi știm că presa este a 4-a putere în stat. Ce faci tu aici este extraordinar. Și am relaționat foarte bine cu presa, adică am învățat la FJSC să scriu un comunicat de presă și comunicatele mele s-au publicat. Și așa oamenii foarte care frumos au trecut, mulțumesc, prin ororile comunismului și nu au avut curaj să vorbească până atunci, sau rudele lor n-au avut curaj să vorbească, m-au contactat telefonic și mi-au spus, vrem să te vedem, vrem să-ți împărtășim niște lucruri. Și atunci, dincolo de documentele de arhivă pe care eu le-am găsit, am pus cel mai mult din poveștile autentice ale acestor oameni. Pentru că știm prea bine că arhivele se pot falsifica. Din păcate, da. Da, haideți să facem loc. Au venit și mâncarea, mulțumim frumos. Trebuie să menționez că la balcon Resto Garden mâncarea este foarte bună, băuturile sunt extraordinare, avem aici să testăm tot o gamă variată de cocktailuri. Și acum vreau să vă întreb, mulțumim tare mult pentru că ne-ați adus platourile. Ce înseamnă fiecare fel de mâncare? Da. Deci, bun, haideți să începem cu starterele. Starterele. Avem tacos cu creveți. Tacos cu creveți. Sunt, arată genial. Mulțumim frumos. Guacamole. Sănătos. Da. De grăsime naturală. Da. Clătite cu spanac. Wow. Iar sănătate curată. Deasupra sunt niște ouă fierte cu somon. Și aici avem tot așa un fel de starter, brânză feta cu gem de roșie. Arată cu totul și cu totul inedit. Cu siguranță după ce o să terminăm discuția noastră o să ne apucăm să și mâncăm. Și vreau să vă întreb și despre aceste cocktailuri superbe. Superbe. Arată genial. Dacă ne puteți explica ce conțin și cum se numesc, că noi stăm mai prost cu numele. Deci la conținut nu știu dacă o să știu prea bine, doar că numele. Așa. Numele la dumneavoastră aveți un Purple Lady. Purple? Purple Lady. Adică o doamnă mov. Doamnă mov. Așa, da, da. La noastră mână avem un something different. Something chiar arată chiar este, diferit. Da, diferit. Așa. Aici acesta, paharul acesta mic este Amaretto Sour. A, credeam că e whisky ceva. Nu, Amaretto Sour. Ne îmbătați? Și acesta? Să sperăm că nu. Toate sunt cu alcool, da? Da. A, deci după ce terminăm podcastul ăsta, sărbătorim. Sărbătorim, așa. Sigur, și watermelon cooler, ultimul cocktail. O, arată inedit, abia așteptăm să le degustăm, să le încercăm. Ca și gust sunt fresh, proaspete, amărui. Cam care este nuanța? Deci majoritatea sunt mai dulci. Mai dulci. Da? Uh-huh. Acesta este un pic mai sour. Deci sunt pentru doamne, să înțelegem, da? Da. Voi nu beți așa ceva? Nu, eu sunt mai mult pe whisky. Whisky, rom. Și de asemenea și cafeaua este foarte bună. Victoria are o cafea. O doamne, extraordinar de bună și chiar m-a trezit și mulțumesc. Și ceaiul este deosebit. Ceai de fructe de pădure. Mulțumim tare mult. Și sper să vă placă. Cu siguranță o să ne placă.
Acum o să continuăm discuția noastră despre experimentul Pitești și de asemenea mai doream să te mai întreb cum îi explica unui necunoscut ce a însemnat acest film, Experimentul Pitești. Hai să o luăm pe rând. Pe rând, că mi-am și notat. Wow, deci apreciez enorm că ai făcut în așa fel încât că ți-ai dat interesul. Sigur că da. Păi, de la un jurnalist de calitate la un regizor care își face treaba bine. Da? M-am apucat să fac acest lungmetraj pentru că nu îl mai făcuse nimeni. Am considerat că este important să ne cunoaștem istoria, să învățăm din ea și să nu mai repetăm. Edmund Burke spunea că pentru ca lucrurile rele să se întâmple, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Și atunci mi-am spus, dar eu sunt un om bun, hai să mă apuc să fac ceva. Și am mers în jur și am întrebat oameni să mă ajute și din păcate n-am găsit ajutor, din punct de vedere financiar în special. Și atunci am zis, mergem înainte, pentru că am descoperit că cei de la Universitatea din Stanford au făcut o cercetare despre repetitivitatea atrocităților din istorie. Ca atare, ce s-a întâmplat rău se va repeta dacă noi nu învățăm din trecut. Și iată un motiv suficient de puternic cât să mă apuc eu cu toată ambiția să lucrez la acest lungmetraj. N-am știut că o să ajungă la nivelul acesta, da? Un titan de proiect. Și m-am gândit că cu vreo 30 și ceva de mii de euro pe care i-aveam eu strânși ca să-mi cumpăr un studio, eu tocmai îmi terminasem stagiul la Comisia Europeană, strânsesem niște bani, am crezut că o să fac acest lungmetraj. Ei, suma asta a dispărut în partea de dezvoltare. Dezvoltare înseamnă când mergi cu echipa să cauți locații autentice, când faci casting, când îți alegi actorii și așa mai departe. Și atunci, nemai având surse, am discutat cu colegii mei și am ajuns la concluzia că mergem înainte. Pentru că ei deja își luaseră zile libere de la teatru. Toți sunt actori profesioniști, da? Și au mai existat alte două motive care m-au făcut să fiu și mai încrâncenată și să-mi doresc să termin acest film, că deja erau 10 ani anul da, trecut. Da, ai muncit foarte mulți ani, da. Am muncit atât de mult pentru că a fost lipsă de fonduri. A trebuit să facem montajul de vreo 3-4 ori. Au fost multe etape pe care le-am refăcut, multe campanii de strângere de fonduri și acum încă mai există pe Bursa Binelui campanii de strângere de fonduri și pe GoFundMe. Pentru că încă mai avem nevoie de sprijin. Și e de apreciat că ai investit, practic, ai prânt acest proiect din fonduri proprii. Da, din tot ce am putut să facem. Și așa ne-au ajutat oamenii cu servicii. Adică, tu, Alexandra, să spunem că ești o bucătăreasă extraordinară și zici, Victoria, tu faci filmul ăsta, eu cred în acest proiect, este nevoie să ne aflăm trecutul. Vin și, uite, îți gătesc cafea. Sau veniți voi și ne aduceți câte un sandvișel. Deci așa am dus noi 5 săptămâni de filmare. Au fost oameni care ne-au gătit, oameni care au venit cu echipament, oameni care ne-au ajutat. Așa. Dacă m-aș mai apuca să fac un astfel de film, ținând cont de faptul că au durat 11 ani și chinuială din toate punctele de vedere, de la financiar la psihologic, răspunsul este nu. Nu m-aș mai apuca, da? Și dacă mai poți tu să repeți ultima întrebare? Ultima întrebare era cum îi explica unui necunoscut ce a însemnat experimentul Pitești. Așa, și acum o să mă lași să punctez ceea ce am scris. Sigur, eu așa. Chiar te rog. Am scris așa. Cred în educație ca singura comoară adevărată, capabilă să ne ajute, să ne dezvoltăm, să ne îmbunătățim și să creștem. Educația ne înțelepțește. Am realizat acest film pentru a oferi educație, informare și divertisment, pentru că este un lungmetraj de divertisment inspirat din fapte reale, da? Așa este, da. Este un film de ficțiune documentat din evenimente adevărate pentru a ne cunoaște trecutul, pentru a învăța din el și pentru a nu permite niciodată să se mai întâmple asemenea atrocități. Cum spunea Edmund Burke, că
oamenii buni, dacă nu fac nimic, răul se întâmplă, noi am considerat că suntem oamenii buni care trebuie să acționeze împotriva triumfului răului și asta am făcut noi prin acest proiect. Trebuie să mai menționez, iarăși foarte scurt, că este primul și singurul film despre fenomenul reeducării. Singurul. Un film document care tratează o poveste adevărată bazată pe mărturiile familiilor celor care au murit sau care au fost torturați prin torturi fizice și mentale între 1949-1952 la Pitești. Este un film de interes internațional, că aici îți răspund la întrebare, da? Despre fenomenul de reeducare care s-a întâmplat, atenție, în toate țările sub URSS și, din păcate, se întâmplă și astăzi. De aceea, nefericire, da. Da, proiectul a căpătat un interes internațional încă din stadiul de dezvoltare și așadar asociații din întreaga lume în acești 11 ani ne-au invitat la Indiana University în America, la Regina University în Canada, la UCL în Londra și așa mai departe, unde am vorbit încă din etapa de dezvoltare a acestui proiect despre cum reușim noi să facem un lungmetraj să iasă la lumină fără fonduri, dar cu sufletul deschis și pentru că este necesar să facem acest proiect. Cam asta aș spune eu unui tânăr care vine din altă țară. Mulțumesc tare mult, Victoria, foarte frumos ai vorbit și ai punctat informații foarte importante. Și încă o mențiune, dacă o să mă lași. Sigur. Proiectul acesta vine și ca să vindece dintre rănile celor care au pătimit în perioada comunistă, răni care nu s-au cicatrizat nici astăzi, pentru că acești oameni nu și-au găsit dreptatea. Este un semnal de alarmă acest film și sper dintr-o sufletul ca acest material document să poată să deschidă și alte întrebări autorităților și acești oameni care au pătimit să-și găsească dreptatea. Foarte frumos, da, și îmi doresc tare mult să se întâmple acest lucru și chiar tot ceea ce ai făcut cu siguranță va avea rezultate asupra noastră, asupra omenirii, pentru că și în momentul de față sunt persoane care probabil nu au auzit de ce s-a întâmplat în trecut cu acest experiment și faptul că tu pui în evidență aceste momente, aceste aspecte în cadrul filmului, mie mi se pare inedit. Să spun un pic despre ce înseamnă experimentul Pitești, în două cuvinte, Da. N-am amintit și poate oamenii vor să știe. Sigur că da, da, sigur. Experimentul Pitești s-a întâmplat între 49-52 la închisoarea din Pitești, unde cei mai buni studenți din România, elitele studențimii din perioada respectivă, erau încurajați să devină membri de partid. Cei care refuzau erau încurajați să treacă prin această metodă de reeducare, care era de fapt o metodă de tortură fizică și mentală între colegii de celulă. Deci erau închiși mai mulți studenți, erau o închisoare de băieți, da? Da. Și erau obligați să se tortureze reciproc pentru a afla informații. Această metodă de reeducare vine de la Anton Semionovici Makarenko, un pedagog din fostul URSS, care spunea că în decursul a 15 ani de reeducare după metodele dumnealui, orice om poate deveni o altă entitate. Și în perioada comunistă se vorbea despre a crea omul nou, da? Și asta și-au dorit ei să facă, să ia tinerii aceștia în 15 ani de reeducare, să-i transforme în oameni noi ca să iasă imediat pe câmpul muncii. Pentru că dacă erau închiși la 17, 18, 19 ani, plus încă 15, ajungeau 30, 40, exact când puteau să se apuce să devină sculeri, matrițieri și așa mai departe. Pe cei care depășiseră această vârstă, de exemplu aveau 50, 60 de ani, s-a considerat că nu mai necesită statul român să investească în ei. Exact. Și atunci un glonț în cap sau închisoare pe viață era mult mai ușor și mai ieftin. Despre asta e vorba în experimentul Pitești. Ce s-a întâmplat la noi nu s-a mai întâmplat nicăieri în lumea aceasta și trebuie să ne asumăm în primul rând și să spunem că da, aici s-a întâmplat. Doar așa ne putem dezvolta sănătos. Exact, numai așa. Lungă metrajul Experimentul Pitești este ultimul film în care a jucat mult regretatul actor Ion Caramitru, care a acceptat la invitația ta să joace rolul dascălului. Da. Cum a fost să-l cunoști pe marele actor care pe vremea respectivă era director TNB și președinte UNITER? Spun asta pentru că, din păcate, în momentul de față nu mai este în viață. Da, eu îl văzusem pe Ion Caramitru de la televizor. Erau acele filme liceene, și știi și tu. Da. Și aveam în minte
trei persoane pe care le recomandasem în mintea mea, mi le propusesem pentru rolul de dascăl în filmul meu. Primul ar fi fost Ion Caramitru și l-am pus pe primul loc pentru că toată lumea mi-a spus că mă va refuza. Mi s-a spus așa, Ion Caramitru este o persoană extraordinar de puternică, articulată și nu o să reușești tu să-l convingi să-ți joace ție fără fonduri. Dar încăpățânata de Victoria, că tot îmi spuneai tu că o moștenesc pe Victoria Lipan, Victoria. Am luat sub braț scenariu și cu un articol din presă, că am avut și avem o relație foarte apropiată cu presa care a scris despre acest proiect, l-am inserat în articol și l-am dat doamnei secretare. Doamna secretară care este o scumpică și care a pasat scenariul directorului, că știi că în general secretarele nu fac acest lucru. Deci Caramitru a avut o secretară destoinică, i-a dat acest scenariu, l-a citit și după o săptămână și ceva m-a sunat doamna secretară să-mi spună că domnul Caramitru mă va suna la două și câteva minute, și cinci minute cred. Un om atât de parolist, fix la ora respectivă și la minutele respective, eu îmi țineam telefonul în mână, că așteptam să mă sune, se făcuse două, la și cinci m-a sunat. Când a spus, fix la exact, momentul respectiv. Exact, exact. Și mi-a zis că este un proiect bun. Și am zis, bine, domnul Caramitru, mulțumesc, dar atât îmi spuneți că e un proiect bun? Și zice, dar ce să-ți mai spun, fetițo? Păi, și zice, a, mi-oferi un rol? Da, domnul Caramitru, vă ofer un rol. Și zice, bine, mai dă-mi o săptămână să citesc. Am mai citit, m-a sunat din nou și mi-a zis, eu pot să fac acest rol. Și eu am zis, mă bucur, dar îl faceți? Și i-a zis, trebuie să găsim soluții, pentru că era un om extraordinar de ocupat. Și a zis, uite, când merg la Piatra Neamț, în tren o să-l citesc o dată de două ori și acest rol pe care tu mi-l dai se face în 5 zile. Și am zis, nu, domnul Caramitru. În trei noi trebuie să facem, pentru că nu avem cameră. Și în trei l-am făcut. Și incredibil. A fost atât de fascinat de noi, că la sfârșit ne-a pupat pe toți și a zis, măi copii, eu n-am mai văzut tineri care să muncească atât de mult ca voi. Și fără a avea o remunerație. O noi pretenție financiară, da. Da, 17 ore pe zi, în fiecare zi, fără pauză. Deci noi trăiam pe adrenalină, practic. 17 ore pe zi, continuu. Da, deci a fost o experiență extraordinară. Așa l-am cunoscut pe Ion Caramitru. Întâlnirea a fost la Iași. Noi până atunci vorbisem numai la telefon. Eu am încercat să-l aduc pe dumnealui cu un prieten cu o mașină destul de bună și a refuzat. A zis că vrea cu avionul. Țin minte că a rugat-o pe sora mea să-i plătească. Da, a venit cu avionul. Un prieten l-a adus la hotel. Și când servea masa, acolo m-am dus unde servea masa și m-am întâlnit cu dumnealui. Și aici am o poveste extraordinară, pentru că mă văzuse așa mică și nu-i venea să creadă că un om atât de mic poate să vocifereze atât de puternic. Da, chiar mi se pare inedit. Așa. Caramitru. Și eram la masă. Eu în perioada respectivă făcusem rost de o sponsorizare. Numai pentru cina dumnealui. Eu m-am dus să-l salut, nu să stau la cină cu dumnealui. Și mi-am luat actorul principal, da? Sergiu Moraru, și am mers să-l salutăm. Și el nu m-a văzut așa micuță, dumnealui este un munte, era un munte de om. Zice, da, tu nu mănânci? Și eu am zis, ba da, dar nu acum, mamă. Și avea, nu mai țin minte de ce mânca, dar era un bol așa, probabil o fi fost vreo ciulama, vreo tocăniță. A luat această farfurie, că o să țin minte toată viața, și cum ești tu acolo, mi-a pus-o în față. Și nu mai erau tacâmuri. Mi-a luat lingura lui, cu care mâncase, și mi-a dat lingura și mi-a zis, mănâncă. Și acum zi tu, Alexandra, ce ai face? Dacă vine Caramitru la tine și îți zice, mănâncă cu lingura lui, ce faci? Te gândești un pic, băi, să mănânc, să nu mănânc, să... dacă nu mănânc, îl supăr, da. Iau lingura lui. Să nu fost un test, să vadă. Deci m-am gândit un pic și după aia am luat lingura și am mâncat. Și aceasta... ce ai făcut după ce a spus? Păi mă gândeam că dacă nu iau lingura, se va supăra. Dacă iau lingura, se va supăra tata. O să zic că dacă chiar ai mâncat cu lingura lui Caramitru, dar n-ai putut să ceri tu o altă lingură? N-ai avut timp să întreb, dar nu pot să iau altă lingură? Dar îl jigneam pe el. Îți dai seama că l-aș fi jignit. Dacă marele Caramitru îți dă lingura lui să mănânci, în momentul în care tu ceri din altă parte, înseamnă că l-ai jignit pe el.
Și în capul meu asta aveam. Deci nu-mi permiteam să fac nici așa, nici așa. Și atunci am luat lingura și am mâncat. Deci am mâncat cu lingura lui Caramitru și Caramitru a râs și a zis: o să-mi mergi pe urme, fetițo. Și am zis: să dea Dumnezeu, domnul Caramitru. Și aceasta a fost prima întâlnire cu Caramitru, ca să-ți răspund la întrebare. Primul moment în care eu m-am văzut cu dumnealui față în față. Eram în Iași, a doua zi aveam prima dimineața de filmare. Și așa a fost. A fost o întâlnire extraordinar de frumoasă. Și asta chiar mi se pare inedit și mă bucur tare mult că ai avut ocazia să-l cunoști și de asemenea și faptul că a jucat în producția ta. Asta mie mi se pare inedit. Pentru acest proiect de succes ai muncit foarte mult și ai bătut la multe uși închise până ai răzbit. Capodopera pe care o vom putea urmări anul acesta a fost realizată în mare parte din fonduri proprii, cum spuneam și mai devreme, și cu ajutorul oamenilor care au crezut în visul tău și care au ajutat și cu donații. Uh-huh. Ai vândut chiar o garsonieră pentru a avea resursele necesare, însă nu a fost suficient, normal. Ai investit în acest proiect toate resursele și aici vorbim fie de resurse fizice, atât de resurse fizice, cât și de resurse psihice. Sunt tare curioasă ce te epuiza pe tine cel mai mult, consumul de resurse financiare sau intelectuale, pentru că dacă e să ne gândim, pe ambele le-ai consumat. Da, eu zâmbesc acum, pentru că dacă m-ai fi întrebat, să zicem, luna trecută, ți-aș fi răspuns la întrebare cu lacrimi în ochi. Ambele resurse m-au epuizat. M-am băgat într-o industrie extraordinar de scumpă și eu nu am știut, pentru că la școală nu te învață. Și tu, că ai făcut jurnalist, nu cred că ți s-a spus cu cât vei fi plătită ca jurnalist sau cât costă să faci o asemenea filmare sau cât costă un reportaj sau lucruri esențiale, exact, practic, pentru un om care vrea să meargă în câmpul muncii. Neștiind aceste lucruri, am pornit cu o naivitate extraordinar de mare. Și eu am crezut că cu 30.000 de euro fac film de lungmetraj istoric despre experimentul Pitești și filmez și în locații autentice, da? 44 de locații și mă plimb și prin țară. Și am și 120 de actori și 800 de oameni în spatele camerei. Deci, naivitate totală. Ca să-ți răspund la întrebare, mai articulează-o tu odată ca să fiu sigură că nu divaghez, că eu așa aș vorbi despre povestea asta a mea de 11 ani da, până mâine. Întrebarea era ce te-a epuizat pe tine cel mai mult. Da, m-au epuizat ambele, dar cred că din lipsă financiară am fost epuizată moral. Adică să mergi, nu exagerez, Alexandra, la mii de uși, la mii de companii în România și în străinătate, că o să scriu o carte despre asta, să ciocănești, să ceri audiență, că uite, am cerut audiență la ministrul culturii și încă nu mi-a răspuns, deci este incredibil cum se lucrează în țara asta. Din decembrie, în 30 de zile, trebuie să-ți dea un răspuns și nu am primit absolut nimic. Deci cumva pe mine m-au adus către acești oameni care mi-au provocat presiune psihică, lipsa financiară. Pentru că dacă eu aș fi avut putere financiară, n-aș mai fi ajuns la acești oameni ca să le cerșesc timp și atenție și să mă ajute. Așadar, ambele m-au epuizat, iar în acest moment aș vrea să îți spun și ție și celor care ne ascultă, toți suntem bolnavi, toți avem o problemă aici. Primul pas în a ne vindeca este să ne asumăm. Da, am o problemă. Da, am început să plâng în fiecare zi din nimic. Da, trebuie să merg la medic. Am mers la medic și iau în acest moment vitamine și antidepresive. Pentru că când simți că lucrurile o iau razna și că ai o responsabilitate extraordinară pe umerii tăi, nu te mai gândești la tine. Te gândești la cei 800 de oameni care au lucrat pentru tine, da, și ai responsabilitatea lor și trebuie să mergi mai departe. Pentru că resursele financiare au fost depășite. Actorii așa și este. Echipa cu număr de 800 de peste persoane, 800 peste 800, trebuie să fie plătiți și nici în momentul de față nu au fost plătiți. Da. Și acum vreau să spun următoarea întrebare. Nu ți-a fost teamă că acest proiect te-ar putea lăsa cu datorii pe viață, că nu vei putea niciodată să îți acoperi datoriile față de oameni și față de întreaga producție? Foarte bine ai încheiat cu niciodată. Și eu o să-ți răspund la fel. Niciodată. Știam
din capul locului că în momentul în care mă rolez într-un astfel de proiect, voi plăti până la ultima lețcaie. Pe deci ai fost orice. Asumată. Am fost foarte asumată și cât trăiesc eu, și o spun și către tine și către auditoriu, nu voi pune capul liniștită pe pernă până nu mi voi plăti toți actorii și toată echipa și trebuie să spun cu bucurie că deja am început să ne plătim actorii. Oh, mă bucur tare. Doi mult. Vor fi plătiți săptămâna care vine. Suntem mulți, dar începe să se întâmple. Da, felicitări. Chiar așa, mulțumesc. Ne poți spune și despre cine este vorba sau o să aflăm la momentul respectiv? Pot sau... să-ți spun. Este make-up artista noastră, este vorba de Cristina Frâncu și am ales să o achităm întâi pe ea pentru că scumpa noastră make-up artistă are o inconveniență medicală care necesită o operație în Turcia urgentă. Și atunci, discutând cu echipa, am hotărât să ajutăm unde este indispensabil nevoie. Și nevoia este la ea pentru că trebuie să-și facă această operație. Noi ceilalți vom avea grijă pe rând, da? Acum merge la Cristina această remunerație. Părinții tăi, cum spuneam și mai devreme, sunt cadre didactice, mama ți-a fost învățătoare în școala primară, da. Iar tatăl profesor de matematică, așa. În prezent pensionar. Amândoi. Amândoi sunt, da. Pensionari în prezent și chiar dumnealui te-a încurajat. El a fost cel care ți-a spus să mergi mai departe cu experimentul Pitești. Sunt curioasă cât de mult a contat sprijinul familiei în construirea acestui proiect. Uite că probabil, da. Se gândește tata acum prin telefon. De asta și căzut telefonul, deci o să-l pun aici. Adevărul este că părinții mei provin din cu totul altă generație. Cum am spus, tata are 86-87 de ani anul acesta, da? Ei au trăit o viață întreagă cu un salariu modic, dar sigur venit de la stat. Știm prea bine că învățământul nu a fost niciodată plătit. Acum sunt mai bine plătiți, dar când eram eu mică erau foarte puțini bani pentru cei care lucrau în învățământ. Nu m-au încurajat niciodată să fac chestia asta. Este adevărat că Victoria face tot timpul ce vrea. Indiferent dacă ei m-ar fi încurajat, mama mi-a spus că pentru o femeie un lucru, o meserie decentă și curată ar fi fost să fac ceea ce fac și ei, adică să devină o învățătoare sau o profesoară și aveam calificările necesare, dar n-am dorit asta, am vrut să fac mai mult decât asta. Și ai reușit. Și mulțumesc și mai avem multe de făcut încă. Cu siguranță. Tata, când am avut varianta brută regizorală, am prezentat-o părinților, am mers acasă și le-am pus pe laptop să vadă. Și tata mi-a spus, păi pot să mergi la un festival. În sensul acesta m-a încurajat. Eu când am spus că m-a încurajat, în acest sens m-a încurajat. Mi-a zis, adică să merg mai departe, să merg la un festival sau așa. Însă părinții mei au fost tot timpul îngrijorați și încă sunt îngrijorați pentru că Victoria nu are acoperiș deasupra capului, pentru că încă nu am o casă, da? Pentru că am băgat-o în acest film, pentru că nu am o mașină. Ieri, de exemplu, când îmi luam cutiile de ceai, domnii din Doctorii Secuiesc, este vorba de familia Balint care îmi fac aceste cutii împletite din pănuși de porumb, mi-a zis, păi, punem cutiile în mașină, nu? Și am zis, nu! Păi, n-aveți mașină, domnișoară? Și am zis, nu, n-am. Deci sunt multe lucruri pe care ei, care au lucrat o viață la stat și au avut la o anumită vârstă casă și lucruri, decența aceea, care astăzi nu mai există, cel puțin la generațiile noastre, îi doare. Și simt într-un fel că nu sunt ei împliniți ca părinți, pentru că Victoria a ales un drum foarte anevoios, foarte riscant și care nu are nicio siguranță de a aduce succesul pe care cu toții ne-l dorim. Mie mi-a adus pentru că am muncit și sunt un caz norocos. Vorbesc exact, da, pentru că ai muncit de asta. Da, o să citesc pe mama Stelei Popescu, care este moldoveancă, ca și tatăl meu, și când mama acestei doamne, pe care de asemenea o cunosc personal, mi-a povestit că și mama ei o critica. Îi spunea că, uite, teatru, e greu, o să mor de foame, măi, fată. Da, foarte și... multă lume refuză să mai facă teatru pentru că știe că... E greu remunerativ. E greu, da. Așa. Și mai ales acum în România, în situația de față, ajung actori, nu oameni care studiază în acest domeniu. Da, că trebuie să mai faci și altceva pe lângă, că altfel exact. E greu să subzistezi. Așa este. Și Stella Popescu îi răspunde mamei, zice, da, mamă, dar uite că fac carieră. Și mama Stelei zice, da, dar ai noroc că ți-o ieșit. E?
Deci ai noroc că ți-a ieșit. E și un pic de noroc acolo și muncă, într-adevăr. Deci asta îmi spun și mie părinții mei. Probabil că dacă m-ar vedea că am un succes nemărginit la nivel material, cred că ar percepe altfel. Dar diplomele pe care am, sute de diplome, zeci de facultăți terminate, o mulțime de studii și recunoaștere la nivel internațional, am mers în toată lumea să prezint acest proiect, nu îi ajută pe ei la 80 și ceva de ani. Ei văd lucrurile concrete, această ceașcă de cafea, dacă eu mi-o permit să mi-o cumpăr sau nu. Acum, cred că dacă filmul meu va ajunge pe piedestalurile pe care cu toții ne le dorim. Cu siguranță va ajunge. Și noi știm asta și așteptăm și din partea auditoriului același feedback, dacă pot să spun în românește, cum să-i spunem feedback, că încerc să folosesc cuvinte românești. Aceeași părere, aceleași concluzii, da? Cred că și ei vor fi fericiți și mândri, dar deocamdată nu mi s-a spus până acum, în cei 37 de ani, că ar fi mândri sau că fac ceea ce fac bine. Și cred că am răspuns la întrebare. Sigur, mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc. Victoria, vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Aș putea spune că a fost un episod extraordinar. Am avut un invitat deosebit, aș putea mulțumim spune. Frumos. Vă mulțumim tare mult. Foarte să mâncăm imediat după aceea o să stăm să discutăm. Mamă, dar foarte bune. Da, chiar Doamne. Mâncarea este delicioasă la Balcon Resto Garden. Este un local inedit, un local care este situat pe Calea Victoriei. Mulțumesc. Un local unde de asemenea puteți să veniți fie că e zi, fie că e seară. Se deschide undeva pe la ora 4, deci după amiaza se deschide acest local care oferă băuturi cu totul și cu totul inedite, cocktailuri și cu alcool și fără. Noi aici avem cu alcool, deci după dăm petrecere. Da, să ne autoservim. Da, eu zic să ne autoservim. Tu vrei cu roșu? Da, păi eu. Okay. Deși mie mi s-ar potrivi mai bine acesta, că eu sunt pe roze. Sunt așa roz astăzi. Chiar, și rămâne cu asta. Mi se pare cu totul și cu totul ceva inedit. Și probabil te întreb ce e cu atâtea băuturi pe masă. Păi, ei bine, mi-am propus ca în cadrul emisiunii să sărbătorim un moment important, pentru că știu că mâine 11 martie, este ziua ta, este ziua ta de naștere. Vreau să îți urez la mulți ani, să ai parte de multă sănătate, de cât mai multe reușite, să reușești cu acest film, cu experimentul Pitești, să ajungi la toți oamenii din acest univers, pentru că este un film extraordinar care cu siguranță o să fie valorizat și valorificat în momentul în care lumea îl va vedea. O producție cu totul și cu totul inedită, așadar, draga mea, îți urez la mulți ani. Mulțumesc din suflet! Doamne, ce surpriză! Am pregătit și o surpriză pentru tine, te rog. Vai, doamne, ce frumos miros! Un mărțișor pentru că este suntem luna martie. Doamne! Da. Îți plac zambilele? Te-am nimerit? Da, păi sunt chiar de primăvară, născută primăvara. Mă bucur tare. Vai, mult! Mulțumesc. Un mărțișor pentru că suntem acum în luna... Ca să aducă noroc, este noroc. Trifoiul cu patru foi. Da, trifoiul cu patru foi, m-am gândit să-ți pui o dorință, la fel cum și tu mi-ai spus să-mi pun... Așa. Și eu îți mulțumesc pentru acest mărțișor superb. Pe este din pănuși împletite de porumb, făcute de oamenii tradiționali din Odorheiu Secuiesc și tradiția spune că la 10 zile după ce purtăm acest mărțișor, deci după 8 îl iei din piept, îl pui la mânuță și pe data de 10 îl pui într-un copăcel și mai pui o dată dorința și se îndeplinește. Și așa o să fac și eu cu acesta. Mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc mult și mai am o surpriză. O, Doamne, altă surpriză. Da, avem din partea Balcon Resto Garden, avem tort. Vai, vă mulțumesc din suflet, dar cine o să mănânce atâta tort? Păi tortul este pentru tine, sper să-ți placă. O să vă rog să-mi povestiți mai multe despre acest tip de tort. Este un tort cu ciocolată, dacă nu mă înșel. Arată cu totul și cu totul inedit. Miami. Ce ați pus aici? Ce ingrediente are? Cu ce ne otrăviți? Un tort de ciocolată. Aici este topping și cremă de ciocolată făcută din...
ciocolată. Doar din ciocolată, din ciocolată. Dar cacao cu lapte, cu eu zic că este cacao unt. Cu lapte. O să eu spun că cel mai bine da? Ar fi să degustăm acum, așadar prima okay. parte a emisiunii podcast cu Alejandra s-a terminat. Urmează un nou episod pentru că nu am terminat interviul. Noi ne-am propus undeva număr de 30 de întrebări. Așa. Urmează să continuăm cu partea a doua, să terminăm. Până acum am făcut doar 15 întrebări și mergem mai departe, însă acum chiar nu mai putem să mai continuăm pentru că vrem și noi să degustăm, să gustăm din tortă făcută da, special pentru mulțumesc, Victoria. Vă mulțumesc din suflet. Și hai să încheiem podcastul dând noroc la mulți ani, draga pentru mea. Pentru succes, pentru iubire necondiționată, pentru dăruire, pentru că a dărui este cea mai frumoasă metodă de comunicare pe pământ și pentru pace, că avem nevoie de pace. Exact, avem nevoie de pace. Un noroc. Noroc. Așadar, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube la noi episoade din podcast cu Alejandra. În încheiere doresc să mulțumesc localului Balcon Resto Garden pentru aceste bunătățuri și de asemenea și pentru acest local minunat pe care ni l-au asigurat și de asemenea doresc să-i mulțumesc casei de producție Arzma pentru filmarea acestui episod. Așadar, eu vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube să urmăriți următorul episod. Numai bine!